Da, am revenit în direct alături de domnul viceprimar Sebastian Radu. În partea a doua a emisiunii vom discuta vis-a-vis de proiectele primăriei pentru 2014, dar a mai rămas cu trei restanțe, mi-am notat-o aici din prima parte, cu lucrurile la care municipalitatea a lucrat în acest an. Vreau să vă mai întreb, domnul viceprimar, cartierul Mihai Viteazu, în ce stadiu se mai află? Este realizat în proporție de 87, aproape 90%. Au mai rămas câteva tronsoane de stradă nereabilitate care necesită reproiectare. Vorbim de Bazilii Orgulescu, Pinului și Panait Moșoiu. Mai avem câteva trotuare de amenajat. În primăvară se vor rezolva și aceste tronsoane, se vor face ultimile retușuri pe toate străzile, semne de circulație, marcaje, în așa fel încât, așa cum am spus, în luna iunie, cartierul să fie gata. Deși cei din Mihai Viteazu, la anul, pot zice, domnule, gata, ne-am mutat de la țară la oraș. Nu, eu cred că ei pot spune lucrul ăsta de acum. Da? O realizare, din punctul meu de vedere, că oamenii trăiau în condițiile alea de zeci de ani. Este o realizare. S-au amplasat și cele 26 de stații de autobuz noi. Ne pregătim în momentul de față cu partea de dezăpezire, pentru că trebuie să discutăm un pic despre acest lucru. Da, chiar da, cum va iarna, fi iarna vine, asta bate la ușă. Eu zic că suntem bine pregătiți. Avem două contracte de dezăpezire, una cu, unul cu societatea RER, cu societatea noastră de salubritate, care are pregătite 14 trasee de dezăpezire, au toate materialele necesare, sare, nisip, mașinile sunt toate pregătite, sunt verificate. Bănuiesc că de asta și întârzie să vină iarna, pentru că e frică, da? Drumare, buzoieni, da? Sunt atât de bine pregătiți că iarna, săraca, iernii sărăce, e frică să mai vină și de asta nu s-a întâmplat până acum. Să sperăm că nu o să vină foarte brusc și, da, și o să ne prinde. Da, dădea unii pe la RTV să sperie lumea, domnule, vine o iarnă catastrofală, n-am mai fost așa de 50 de ani și uite că până acum n-a nins deloc, dar am mai pățit așa în februarie, acum 2 ani când au fost nisoarele alea extraordinare. Vis-a-vis de dezăpezire, domnul viceprimar, ce am sesizat și eu ca pieton și imediat luăm și telefonul, am văzut niște pubele galbene pentru nisip, bănuiesc. Da, sunt amplasate în special în intersecții, stații de autobuz, drum în pantă pe pasajele rutiere ale Buzăului. În caz de necesitate, acolo au și nisip material, în ele, în avem ăsta? Material antiderapant. Nu s-a furat? Chiar discutam cu colegii, domnule, dacă s-ar pune nisip, l-ar lua băieții, dar să-l folosească în construcție. Bună seara, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Spuneți. Vreau să intru în legătură cu domnul viceprimar. Spuneți și foarte succint, am rugămintea. Domnul viceprimar, v-aș întreba și eu ceva. Domnul primar Boscodeală, el nu mai ține audiență de o an de zile. Vreau să intru în audiență și el spune că nu are audiență. De o an de zile, de când a ieșit din 2012, eu n-am putut să intru în audiență la domnul primar. Am probleme și nu pot să intru în audiență. Fetele de jos spune că nu are audiență. Bacii plecați la București, bacă să le las lor pe listă toate problemele mele. Nu pot să le spun la fetele de acolo problemele mele. Am și o întrebare la dumneavoastră. Da, domnul moderator. Ținând cont că poate domnul primar este mai ocupat decât un domn viceprimar, nu mai degrabă mergeți la domnul Sebastian să-i spuneți problema. Da, am cerut și la domnul vice să-mi dea, indiferent că știu că sunt doi viceprimari. Nu o vreau să mă primească nici la unul în audiență. Am probleme foarte mari, că sunt o femeie amărâtă. Nu s-o fiu, da, uite că a sunat și ați intervenit în seara asta la Campus TV. Cred că vă oferă domnul Sebastian favorul ăsta, vă primește mâine în audiență la dânsul. Umblu, mă dă afară, fetele de acolo, vorbesc foarte mult, dar mai ales pe doamna care scrie în audiență la domnul primar, foarte mult vorbește cu lumea. Din țigan nu ne face, nu sunt țigancă, de aia consideră că sunt țigancă. Nu, da, sunt bine, țigancă. Mulțumim frumos pentru intervenție. La ce oră domnul viceprimar să vină mâine? Mâine poate veni la ora 9. Deci la ora 9, uitați, veniți la domnul viceprimar, domnul vă primește și... Sebastian Radu. Da, la domnul Sebastian Radu. Bine, să rămână, mulțumim. Mulțumim, la revedere. Dacă Mihai Viteazu, spuneați dumneavoastră, domnul viceprimar, că e aproape, vrea să mai faceți o remarcă vis-a-vis de spusele duse? Nu, bă, domnul primar ține audiențe. De cele mai multe ori oamenii nu vin și nu completează acea fișă de audiență. Vor să intre pur și simplu. Există totuși niște reguli. O programare...
o programă, dar există niște reguli, trebuie să spui cu ce problemă te duci, pentru că de multe ori oamenii vin cu probleme care nu țin de primăria municipiului Buzău. Da. De asta mă mir de... Bun. Da, o să văd mâine dimineață despre ce. Deci la ora 9 poate veni, da, doamna și o primiți. Mihai Viteazu, spuneați dumneavoastră, 86% este gata. Vila Albatros? Tot în proporție de 85%, exteriorul este terminat, amenajarea teritoriului în jurul vilei este aproape finalizată, la interior la fel avem tot ce înseamnă zugrăveală făcută, parchetul de lemn este aproape în totalitate montat, lucrăm la finisaje, dăm drumul la căldură, centru cultural, avem chiar pe ordinea de zi a Consiliului Local de mâine propunerea de înființare a centrului cultural în acea locație. Este și o obligație pe care ne-am asumat-o în cadrul proiectului. Este un indicator pe care trebuie să-l îndeplinim. El trebuie să fie funcțional. De altfel, și în lista de investiții pentru anul viitor vom avea cuprinse niște sume de bani pentru dotarea acestui centru cultural, pentru că el trebuie să fie și dotat ca să funcționeze. Vom organiza din iunie-iulie, vom începe să organizăm activități acolo. La fel, cred că va fi un succes. Parcul arată foarte bine, cu siguranță va deveni un loc de promenadă pentru locuitorii. O părere personală, sau bănuiesc că și altor buzoieni, nu știu, vă întreb, domnul viceprimar, nu era bine că acolo la Vila Albatros să înființăm și noi Universitatea Buzoienilor? S-a mai discutat despre lucrul ăsta, dar mă gândesc că fiind și parcul respectiv și într-o zonă mai liniștită, mai departe de oraș, de centrul orașului, de tumultul orașului, deci, o clădire care, zic eu, să preta la așa proiectul ceva. Proiectul este depus din anul 2009 cu această destinație de centru cultural. Acum, ca unul care umblă în fiecare săptămână în acea clădire, vă pot spune că nu cred că este foarte propice organizării. Nu. O facultate. Ea pare foarte mare, dar să știți că la interior nu este chiar atât de generoasă. Nu vorbim despre spații care pot fi transformate în amfiteatre sau săli de studiu. Dar sunt câteva încăperi în deci, acea clădire. Deci nu cred că... Un spațiu limitat, este... Exact. Bun, trecem din nou la un telefon. Bună seara! Bună seara, domnul Tereacu, bună seara, domnul viceprimar. Bună seara! Rugămintea de asemenea să fiți cât mai succint. Scurt, da. O să fiu scurt. Vă rog. Sunteți mulțumiți de activitatea primăriei în 2013? Da! Datorită că eu am fost în audiență la domnul viceprimar și am ridicat două probleme. Deci sunt mulțumit 50%. Una mi s-a rezolvat, a doua nu mi s-a rezolvat. Prima problemă și cea mai gravă cu transbuzul. Știi, domnul viceprimar, că am fost soția în audiență cu un abonament care nu s-a mai ținut cont în sfârșit. S-a plătit niște bani care eu am fost... Și asta s-a rezolvat, da? Una dintre probleme, da. Cu 30 de tonn pe bazal s-a rezolvat. Cu abonamentul soției nu s-a rezolvat. S-a plătit niște bani grei din buzunar, care pentru mine contează enorm. La 4 milioane care am eu, 400 de ron care am pensie. Bun, deci înțeleg că dumneavoastră ați avut un abonament și n-ați putut să mai circulați. Exact, am fost în audiență și la dumneavoastră. Mi-ați luat un interviu. Mi-aduc aminte. Așa. Deci problema asta nu s-a rezolvat. Următoarea problemă... Să vină și domnul viceprimar în piață la Microp 14, să vedeți ce țigănele e acolo. E o piață agroalimentară, e un cartier de oameni serioși și să vină și domnul viceprimar dacă îi convine să vadă piața aia. Mai exact, mai exact. Ce nu vă convine acolo? Dar ce nu ne convine? E o piață agroalimentară, deci nu-i țigăneală, nu-i scâi, nimic. Deci nimic altceva. Deci vă spun, ce scârbă să intri în piața aia. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. Deci, domnul viceprimar, vă notați în agenda să dați o raită și până piața din cartierul Micro 14. Am trecut și prin piața din Micro 14. Sunt ceva probleme, este adevărat, acolo. Avem și un proiect de reabilitare a pieței. Sperăm să-l putem pune în aplicare anul viitor. Este foarte important să avem și fondurile necesare. Pentru a putea face ordine este nevoie de o reamenajare a întreg spațiului de acolo. Deci are dreptate, ziceți dumneavoastră, într-o bună măsură, da. Telespectatorul nostru. Deci că poate în 2014 se găsește soluția reabilitării exact care ar rezolva această problemă. În ceea ce privește abonamentul, cu părere de rău, mențin punctul de vedere, nu are dreptate telespectatorul nostru. A plătit un abonament pentru o cursă
specială, ca să o numesc așa, o cursă de navetiști dimineața, își dorește să folosească acel abonament pe două linii de autobuz pe perioada zilei, nu se poate. Da, dacă tot ați pomenit de autobuze, domnul, de transbus, domnul viceprimar, ce se întâmplă cu autobuzele? Înțeleg că s-au încercat mai multe licitații pentru achiziția a 10 noi astfel de autobuze. Da, și nu este singura încercare pe care o facem. Iarăși, ca și noutate, vom prezenta pe scurt un mic rezumat al viitoarea strategie de dezvoltare a municipiului Buzău pe perioada 2014-2020, mâine în ședința de Consiliu Local, și noastră presă aveți primi aceste informații și sperăm să aprobăm această strategie în ședința din ianuarie, iar acolo ne propunem ca în perioada următoare să achiziționăm atât autobuze ecologice, cât și încercăm să implementăm câteva linii de troleibuz în municipiul Buzău. Da? Lucru care credem noi că sună interesant. Da, va rezolva în mare parte această parte a traficului. Deci nu doar că se vor achiziționa autobuze, vor veni troleibuze la Buzău. Eu așa îmi doresc și așa sper. Cam când ar fi așa un termen sau trebuie aprobat întâi? Deocamdată e mai degrabă așa un vis, da? Nu este un vis, face parte din viitoarea strategie. Dacă lucrurile se vor mișca foarte bine, eu cred că la nivelul anului 2015, cred că ne putem gândi deja la acest lucru. Da. Interesant, iată, un lucru în premieră spus aici la Campus TV, da, cu autobuzele. Mai luăm rapid încă un telefon. Bună seara! Bună seara! Să rămână, spuneți, vă rog. Am vizionat și aici la dumneavoastră, când sunteți mulțumiți de activitatea primăriei. Spuneți! Locuiesc în Micro 5, suntem și noi plătitori de impozite. Și aș vrea să știu și eu de ce nu se pune și nouă beculețe, măcar un șirag, să simțim și noi că sunt sărbătorile de Crăciun. Da, bună întrebare. Felicitări. Numai centru, Dorobanțiu. Da, și dumneavoastră locuiți în municipiul Buzău, nu? Da, și plătim și impozite și taxe. Da, haideți să vedem dacă l-ați încuia pe domnul viceprimar să rămână. Mulțumesc frumos. Vă rog. Nu, și mie mi-ar place ca orașul să fie iluminat feric, dacă vreți. Din păcate ne întoarcem la aceeași chestiune dureroasă a fondurilor, însă aș vrea ca doamna să revină cu telefonul și să ne spună câte lucruri s-au făcut în Micro 5 în acest an, și aș începe cu reabilitarea completă a rețelei de alimentare cu apă. Le-am făcut un părculeț de cartier destul de frumos și care mie îmi place în zona respectivă. Încercăm acum să extindem partea de amenajare și vom continua și cu dalaj. Iluminatul s-a refăcut în zonă destul de bine. Încercăm la anul la fel un program pilot și iarăși ca și noutate, nu numai în zona Micro 5, ci și în alte zone, de amenajare a platformelor de gunoi. Da? Și promitem că anul viitor vom veni cu multe alte noutăți în Micro 5. Deci iată că am încercat din puținul care a fost anul ăsta, de-aia spuneam mai devreme că avem și mulțumiri, dar și nemulțumiri, am încercat ca în fiecare zonă a orașului să facem câte ceva și să îmbunătățim atât cât ne-au permis fondurile. Deci să fie fondurile. Mulțumită, doamna, că s-au făcut lucruri importante. Eu zic că anul ăsta, spre deosebire de mulți alți ani, chiar s-au mișcat lucrurile înainte și s-au făcut câteva lucruri bune în cartierul Micro 5. Da, să mai dau eu bilă albă, nu știu ce e cu mine astăzi, că cred că n-am dat atâtea bile albe. Se apropie Crăciunul. Da, se apropie Crăciunul. Felicitări, spun, pentru modul în care se iluminează public de iarnă, de sărbători orașul. E o deosebire față de ierile trecute. Eu cel puțin merg pe zona asta, Bulevardul Nicolae Bălcescu, Spirul Haret, și în centru, dacă ați văzut, am încercat să venim cu un plus anul acesta. Este un pic altfel iluminat față de anii trecuți. Da, foarte bine. Doamne, ce e bine, remarcăm și noi că s-a făcut în regulă. Mai luăm un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Foarte scurt am rugămintea, doamnă. Felicitări pentru emisiune, în primul rând, și aș vrea să-i adresez o întrebare. Vă rog. Invitatului dumneavoastră. În Dorobanți 2 nu există nicio legătură de autobuz, prin autobuz, cu gara. Deci nu există decât microbuzul 1, care se ia de lângă liceul Alexandru Marghi Roman, vine destul de rar și oricum pentru pensionari nu există niciun autobuz. Vreau să-l întreb dacă
în viitorul mai puțin sau mai puțin, mai mult sau mai puțin îndepărtat, va exista și un autobuz care să ne lege cu gara. Da, poate autobuzul ăsta 5... Nu există niciunul. Autobuzul 5 nu... Nici 5, nici 10, nici unul nu trece pe la gară. Am înțeles, sigur, da. Sigur este microbuzul 1, iar duminica circulă cel puțin foarte prost, duminica da. Și sâmbătă. Da, o intervenție pertinentă, mulțumesc frumos. Da. Doamnă, domnul viceprimar, promit că voi supune atenției conducerii Transbus și a Consiliului de Administrație această problemă. N-am știut-o. În condițiile în care este pertinentă această cerere, vom vedea ce se poate face. Deci promit că voi sta de vorbă cu conducerea Transbuzului să găsim o soluție. Da, s-a mai găsit. Știu că erau cei din cartierul Poștă la un moment dat supărați că nu oprește autobuzul la ei sau ceva de genul ăsta și știu că s-a rezolvat. Și acolo și în cartierul 23 august, da, sau mai... Bun, trecem la cea mai grea întrebare, domnul viceprimar, zic eu, din această seară pentru dumneavoastră. Sunt la televiziunea asta de 3 ani de zile, da? Primele emisiuni pe care le-am făcut aici, mi s-a vorbit despre mare asfaltare de la nivelul municipiului Buzău. Nici dumneavoastră nu erați viceprimar pe atunci. Mai vine mare asfaltare la Buzău? Încet, dar sigur. Cu toții suntem nemulțumiți, și dumneavoastră, și noi, și domnul primar. Din păcate, legislația românească cu care lucrăm, asta este. Din motive pur tehnice, proiectul n-a mers mai departe. Legislația prevede ca la aceste termene să avem cel puțin 3 ofertanți. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu este vina noastră. Procesul va fi reluat în luna martie acestui an. Între timp s-au făcut pași înainte atât de către noi cât și de către BERD, cei care doresc să ofere finanțarea pe acest proiect. S-a organizat o întâlnire foarte interesantă la București, vă pot spune iarăși ca noutate, la începutul lunii decembrie, unde au participat un număr important de constructori, oameni care au participat la astfel de proiecte în alte țări, pentru că este un proiect pilot în România. Nu mai există un astfel de proiect în România, nu avem un model asemănător. Se încearcă ceva asemănător la autostrada Comarnic-Brașov. Este același tip de parteneriat public-privat ce se încearcă și în municipiul Buzău. Sperăm ca de data aceasta, în luna martie, în urma întâlnirilor repetate pe care le-am avut cu potențialii interesați și răspunzând cerințelor și întrebărilor lor, proiectul să devină unul de succes și să avem cei 3 ofertanți care să asigure posibilitatea implementării proiectului. Da, deci nu aveți un răspuns foarte sigur, foarte concis, bag de seamă, mai degrabă o speranță. Noi am făcut tot ceea ce ține de noi, finanțatorul este pregătit, problema este să avem acești 3 participanți la licitație, pentru că proiectul este unul deosebit, nu știu dacă avem timp să intrăm în detalii, practic întreg contractul se bazează pe performanță. Nu este lucrarea clasică când vine cineva, reface drumul, noi plătim, da, și la revedere. Deci nu puteți spune clar că în 2014 va veni mare asfaltare la Buzău. Ea poate veni... Poate veni. Poate veni din martie oricând, cu condiția, da, să avem la procedura de licitație cei 3. Da, ar fi un lucru extraordinar pentru 2014 să vină mare asfaltare. Da, este și un lucru pe care ni-l dorim. În condițiile în care nu vom avea acest lucru nici la următoarea lansare a programului, va trebui să găsim o altă soluție. Da, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Rugăminte foarte scurt. Da, fiind domnul viceprimar acolo, așa de cu amplasarea stațiilor de autobuz. Foarte multe stații de autobuz sunt amplasate mai bine sau mai rău. Spre exemplu, în Dorobanți, acolo este stația de autobuz și în fața stației de autobuz trecerea de pietoni. Și intersecții, la stânga se face spre liceul tehnologic și la dreapta spre strada Luceafărului. E o problemă acolo foarte... Și a doua, cu poliția rutieră locală, dacă s-ar putea lua niște măsuri pentru evacuarea conducătorilor auto care opresc și staționează în stațiile de autobuz. Sunt foarte mulți bătrâni care nu pot urca în autobuz, trebuie să ia între autoturisme să urce în mașină. Autobuzele purcă circulația, opresc pe a doua bandă de la axa drumului. Deci trebuie problema asta rezolvată cu poliția rutieră, cu primăria, cu toate organele de abilitate să facă această problemă.
Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Bănuiesc că cunoașteți problema din zona reclamată de telespectatorul nostru și de asemenea cu oprirea în stațiile de autobuz. Cunoaștem, iarăși să vă mai dau ca și element de noutate. În bugetul pe anul următor am promisiunea domnului primar că vom avea sumele necesare în tocmirii unui studiu de circulație la nivelul întregului municipiu Buzău, lucru care nu s-a mai făcut și care să ne rezolvă odată pentru totdeauna aceste probleme de trafic, amplasarea trecerilor de pietoni, sensuri unice, locuri de parcare și așa mai departe. Deci vom încerca de data asta să tratăm problema unitar la nivelul întregului municipiu, pentru că nu avem o altă soluție. În ceea ce privește opririle acestea voluntare în stațiile de autobuz, avem probleme diverse. Să știți că măsuri s-au luat. Dacă o să invitați pe cei de la Poliția Rutieră, o să vă spună că au chiar activități continue pe această temă și că au aplicat un număr important de sancțiuni și la cei care opresc în stațiile de autobuz și la cei nu care opresc în parcare. Nu sunt înseamnă, domnul viceprimar. Li se pare lor că sunt număr suficient, dar uite că nu e așa. Problema este să găsim acea modalitate și aici mă întorc la propunerea Guvernului de modificare a legii, să putem obliga pe cei care sunt sancționați să și plătească acele sancțiuni, să simtă în buzunar acest lucru și atunci cu siguranță că nu vor mai face. Dar atâta timp cât nu avem această posibilitate și avem un număr important de debitori, da? De oameni care au fost sancționați și nu își plătesc aceste sancțiuni și nici nu îi putem forța să o facă, aici avem o problemă. Da, o paranteză de un minut, domnul viceprimar, deja ne presează timpul, vis-a-vis de mașinile astea scoase la mezat pe trotuar. Și asta e o problemă care adastă de foarte mulți ani. Este o problemă veche. Mai nou am început să montăm acei stâlpi, da, de delimitare a trotuarilor pentru a împiedica accesul acestor conducători auto, să nu mai poată urca mașina pe trotuar. E o idee și asta. Nu, este o măsură care a dat roade și cred că o vom extinde începând cu primăvara anului viitor la multe locații din municipiul Buzău. Este și mai puțin costisitor, da, decât alte metode și văd că a dat rezultat. Bun, mergem mai departe. Mi-au zis colegii vis-a-vis de deschiderea turnului din Palatul Comunal. Știu că era un proiect a se deschide acest turn. Nu, am promis de mult că vom permite accesul acolo. Din păcate, e o chestie de detaliu minoră. Ne lipsește o parte din piatra cu care trebuie pavat una din platformele turnului. Sper să vină cât de curând și să te înreste, el este terminat, se poate vizita și în momentul de față, uite, poate chiar o să organizăm o vizită cu presa numai. Da, ar fi frumos. Dar acum de sărbători, v-ați gândit până la urmă, va fi cu bani sau accesul liber? Nu dorim să avem câștiguri din această activitate, nici accesul liber, pentru că implică totuși niște riscuri, dar accesul pe platforma exterioară. Vom organiza activitatea în așa fel încât să fie și siguranță oferită și nici să nu avem costuri suplimentare cu angajați. În plus, va fi cineva din primărie care va conduce grupurile organizate când va fi cazul în vizita în turn. Bun, când ne apropiem încetășor așa de final, haideți să mai luăm și câteva SMS-uri, să răspundem și la câteva dintre mesajele trimise de telespectatori. Bună seara, am vrea să știm și noi dacă se dau banii pentru concediu pentru asistenții persoanelor cu handicap. Deci, din câte știu, toate drepturile sau contravaloarea drepturilor salariale pentru însoțitorii persoanelor cu handicap au ajuns în trezoreria Buzău. Sper ca ele să fie distribuite în cel mai scurt timp, dar în așa fel încât oamenii să se poată bucura de sărbători. Ieri chiar am asistat la o discuție și banii veniseră, deci sper să fie plătiți în cel mai scurt timp și să dăm o veste bună oamenilor acum de sărbători. Da, mai am un mesaj, a sunat cineva și vă întreabă domnul viceprimar, de ce primăria în anul ăsta nu mai dă un premiu pentru cel mai frumos balcon ornamentat pentru sărbători? Da, înțeleg că era ceva, așa ceva anii trecuți. Nu cunosc această tradiție, spre rușinea mea.
O să era o idee bună, da. Da, cred da, că este o idee. Nu știu de ce, nici n-am știut că a existat această tradiție. Așa a sunat un telespectator și ne-a spus, probabil, dânsul s-a preocupat și a ornat balconul. Și a ornat balconul frumos și tu, anul ăsta nu se mai dă premiu. Poate s-a dat premiu și s-a dat altui balcon, la fel de frumos. Montaj și o cameră de luat vedere în cartierul Mihai Viteazul la depozitul de lemne, pentru că acolo se duc la gunoaie de nedescris sau aduceți un tomberon. Vom monta mult mai multe camere de luat vederi. Iarăși în perioada 2014-2020 avem intenția de a extinde sistemul de supraveghere video, să-l dublăm practic la nivelul municipiului Buzău. Avem deja o listă cu punctele sensibile ale municipiului și una din preocupările noastre este această zonă mărginașă a orașului, dar unde într-adevăr și nu este singura unde se depozitează gunoaie. Bun, în campaniile trecute, locale și parlamentare, la poarta Crângului a fost plantat un imens panou de campanie. Acest panou a fost ancorat în pavaj. Cine repară acum pavajul? Deci unde spune? La poarta Crângului. Eu aș invita telespectatorul să meargă la poarta Crângului. Din câte știu eu, pavajul este reparat. Da? Sper să nu mă înșel, dar personal am dat dispoziție să se repare pavajul. Știu despre ce vorbește. Bun, vă notați acolo și verificați, poate zilele viitoare. Dar eu l-aș ruga să meargă și să verifice, eu cred că este deja reparat. Da. Dacă tot am pomenit de Parcul Crâng, Orășelul Copiilor, domnul viceprimar, să mai face anul ăsta? Da, invităm pe toată lumea, sâmbătă la ora 16, este deschiderea oficială, vom avea și un spectacol pe terasa conacului din Crâng. Sperăm să aducem bucurie atât pentru cei mici cât și pentru cei mari, da? cu Orășelul Copiilor. Poate vom avea și ceva zăpadă de sărbători, da? Ca să ne bucurăm cu adevărat. Parcul Crâng a fost pregătit să primească... Mai sunt lucrări, n-am mai trecut drept într-o perioadă, dar când am fost, m-am îngrozit la un moment. Aleile au fost reabilitate, a fost făcută curățenie foarte bine în zona aceea. Iarăși să vă dau noutate, domnul primar și-a propus ca anul viitor, din primăvară, să reabilităm complet toate aleile Parcului Crâng, da? Pentru a oferi un sport de... Asta mi-o notez eu, da? Deci notați, 2014... Da. Deci domnul primar a promis că în 2014 va reabilita complet aleile Parcului. E o problemă reclamată și pe bună dreptate. Este o preocupare a noastră. Acum lucrăm la decolmatarea lacului, dacă ați văzut, și sperăm ca până în primăvară să terminăm și cu lacul, să-l decolmatăm și să arate bine. Pentru că veni vorba de dezăpezire și am discutat și mai devreme, aș face pe această cale și un apel la spiritul civic al buzoienilor. În cazul în care vom avea zăpadă, îi rog pe toți să participe la dezăpezire în fața imobilelor sau spațiilor comerciale. Este și o obligație care le revine conform hotărârii Consiliului Local, dar este o obligație civică în primul rând și aș ruga să participe la dezăpezire în fața imobilelor și a spațiilor comerciale. Bun, trecem la un alt capitol, domnul viceprimar. Bine, nu vom insista foarte mult. Înțeleg că în 2014 s-ar putea în sfârșit izola anumite blocuri în municipiul Buzău cu banii europeni și cu banii primăriei. În alte orașe s-a întâmplat lucrul ăsta de mult. Da, avem un număr de 53 de blocuri pe cele 3 cereri de finanțare. Primele două au trecut cu succes de toate verificările și urmează partea de contractare. A treia cerere este încă un lucru, dar cu siguranță nu vor fi probleme și vom rezolva pozitiv toate clarificările transmise către noi de ADR și Ampor. Deci 53 de blocuri? 53 de blocuri sunt vor fi anvelopate anul viitor? Nu toate. Lucrarea se va întinde pe o perioadă de 24 de luni. Da? Depinde cât de repede se vor mișca constructorii. Noi vom face toată partea de contractare, după aceea urmând să se execute lucrarea. Bun, pe final de emisiune, domnul viceprimar, mă întreabă și cineva ce facem cu sportul. Promovează echipa de handbal din Buzău în 2014? Discuțiile sunt pe partea de finanțare, ca întotdeauna. Este nevoie de bani. Noi am alocat cât de multe fonduri am avut la dispoziție anul acesta, din păcate mai multe nu. Oricum, și 2013 a fost un an mai bunișor, așa, dacă a promovat echipa de rugby, Gloria a promovat și ea și a revenit. Și ne dorim să promoveze, da, și echipa de handbal. Problema este să promoveze cu resursele pe care le au.
Am înțeles. Deci ăsta ar fi un obiectiv, da, pentru 2014, să promovăm, pe lângă, după echipa de rugby, să o promovăm și pe asta de handbal și ar sta bine și din punctul ăsta de vedere. Da, Buzău. Să știți că se fac eforturi totuși mari. De multe ori am fost criticați că alocăm sume importante sportului, dar este important să facem și sport și este important să lărgim baza de selecție, să oferim posibilitate copiilor noștri să practice sportul. Eu chiar sunt supărat un pic pe copiii mei că nu fac atât de mult sport pe cât mi-aș dori, da, eu. Deci, unii zic că dar au unde să fac. Adică avem baze sportive, avem unde să facem sport în municipiul Buzău. Da, deci unii zic că dați prea mulți bani la sport, alții zic că dați prea puțin, dar e greu să împaci pe toată lumea. Mai am un ultim mesaj, mai durează puțin până se deschide. Bună seara, am vrea să știm, bună, asta l-am citit, cu asistenții, banii pentru asistenții persoanelor cu handicap. Cam atât, domnul viceprimar, mulțumesc frumos pentru mulțumesc prezența la emisiune. Așa, acum, la final, Campus TV v-a fost aproape. Anul ăsta adesea v-a făcut, să zicem așa, marcaj om la om și noi vă mulțumim dumneavoastră pentru amabilitatea de care ați dat dovadă pe parcursul anului 2013 și să sperăm că vom menține această colaborare în folosul buzoienilor și în 2014, chiar dacă poate uneori, da, am venit și cu lucruri mai puțin plăcute pentru... Nu, criticile sunt întotdeauna constructive, așa cum am mai spus-o, și ne bucurăm că o faceți, nu ne supără acest lucru. Vreau să profit și eu de ocazie și să transmit la mulți ani tuturor buzoienilor sărbători fericite și dumnealor și dumneavoastră și să ne revedem cu bine, dacă nu anul ăsta, anul viitor. Da, încă o dată mulțumesc și eu, domnul viceprimar, pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și celor care s-au uitat astăzi la Impact, au interacționat cu noi. Atât pentru astăzi, rămâneți pe Campus TV. Peste 15 minute colega mea Mirela Copariu vă așteaptă la jurnalul Campus TV. De la ora 20, de asemenea, Florina Popescu la campus.pi cu doi invitați de la Mișcarea Populară, filiala Buzău. Atât, o seară bună, vă spun, până mâine.